Nici nu am preconizat o secundă că se poate ajunge în situația în care sunt pusă de câteva săptămâni. Care a fost povestea acestui proiect? Cum ai pornit tu cu Șan la drum, ca să zic așa, axându-vă pe această piesă, Iorgovan, frumoasă floare? Bun, povestea în ansamblu este amplă, da? Pentru că procesul acesta nu a început acum, nu a început cu piesa Iorgovan, frumoasă floare, nu a început cu părerile unor persoane la adresa mea sau pe care le-am mai auzit acum, tot acum câteva săptămâni, nici vorbă, n-am nicio legătură cu conceptul electropopular, am legătură cu acest băiat, cu Sean Norvis, pe care îl cunosc de când i-am luat eu interviu acum vreo 3 ani, aproximativ, în care am descoperit că are un potențial, adică este un băiat foarte educat, știe foarte multe informații. La vremea respectivă îmi aduc aminte că lupta cu interpreții din folclor local pe care îi cunoștea să le explice despre drepturi de autor, despre toate aceste informații, și oamenii erau reticenți sau chiar, ca să spun sincer, neinteresați, pentru că probabil a cerut ceva în schimb financiar, nu știu, mă gândesc că de aici au pornit reticențele, însă ce mi-aduc aminte este că m-a învățat pe mine cum să-mi protejez melodiile, cum să mă protejez ca artist, am înțeles niște lucruri atunci. Bun. Ce am decis în acel moment? Că eu sunt doar un artist, un om creativ, un om care cânt de plăcere. Evident, am transformat în meseria, adică pasiunea de a cânta, însă, înainte de toate, sunt doar un artist care simte, care nu gândește produsul, deci nu l-am gândit ca un obiect de a face bani, ci ca pe ceva ce mi-aduce mie plăcere, mie și oamenilor care mă urmăresc. Am decis să fie el producătorul meu în acea perioadă, pentru că am simțit că știe să-mi reprezinte drepturile personale. Deci nimic. Pentru că ești artist și aveai nevoie de un om care să ocupe și de bucătăria asta. Sigur că da, exact. Și am simțit că chiar îmi reprezintă interesele mele. În acea perioadă el vorbea despre un concept pe care l-avea în minte, și anume acel concept electropopular, care presupunea să remixeze melodii din folclor în stilul lui. Nu știu, eu nu cunosc combinațiile lui de DJ, însă văd că au dat rezultate, că oamenii chiar le-au primit pozitiv, da? Vedem și la colega ta, am cer scuze că te întrerup, Roxana Mag, care s-a bucurat de un real succes cu acea piesă. Da, înainte de Roxana Mag, Sean Norvis mi-a propus, asta zic, cunoscându-ne așa prietenește, să facă cu mine anumite remixuri electropopulare. Eu am spus că nu mă regăsesc. Eu, fiind mai mult tradițional, promotor de tradiție, deja îmi plăcea mie mai mult zona asta de folclor autentic, și am spus că dacă ies să fac ceva modern, fac direct la extrema cealaltă, nu fac remixuri folclorice. Ce s-a întâmplat mai târziu? A colaborat cu Roxana Mag și au avut succes și m-am bucurat pentru ei, însă el a simțit că nu e foarte bine promovat conceptul lui, mă gândesc că așa a simțit din moment ce mi-a propus să îl ajut cu promovarea prietenește, adică să accept să facem remixuri de genul acesta și eu cu el.